Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângăitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătorile de viață, vino și tăsărăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Condacul întâi. Apărătorul al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laude de mulțumiri, aducem ție noi nevrednicii. Și ca Cel ce ești minunat și prea milostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să cântăm ție, bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Icosul întâi. Îngerii din ceruri s-au mirat de tine, Părinte Dimitrie! Îngerul cel pământesc, văzându-te cum în trup fiind ai birui pe demonul cel fără de trup, și de minunile tare spăimântându-se au stat cântându-ți unele ca acestea. Bucură-te cel ce ești om ceresc, bucură-te cel ce ai fost înger pământesc, bucură-te că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoșească, bucură-te că ai viețuit mai presus de fire și de om. Bucură-te că prin smerenie cele înalte ai dobândit. Bucură-te că pe vrăjmaș lezne l-ai biruit. Bucură-te că la fel cu Abel jertfe prin rugăciune ai înălțat. Bucură-te cel ce trupul tău rob Duhului l-ai făcut. Bucură-te cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească. Bucură-te cel ce te-ai suit la înălțimea cea cerească. Bucură-te săditorile de vie duhovnicească. Bucură-te cel ce câștigi tuturor pocăință ca să se mântuiască. Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al doilea. Fiind înălțat Sfântul Dimitrie în văzduhurile cerești, privește către cei ce îl roagă pe dânsul și cu bunătate părintească. Tinde milostiva izbăvire din toate nevoile tuturor celor ce cântă lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Icosul al doilea. Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând păgânii să o înțeleagă, nu se pot dumiri de cinstitele tale moaște, cum adică o materie nu se supune firii și trupul nu se dă putreziciunii. Iar noi cu credință cântăm ție acestea. Bucură-te vas de Duhul Sfânt primitor, bucură-te locaș dumnezeiesc de minuni izvorător. Bucură-te că la fel cu cei fără de trup ai viețuit. Bucură-te că pe Duhul tău către cele cerești l-ai povățuit. Bucură-te că întru tine putreziciune ai făcut o neputreziciune. Bucură-te că întru tine moartea ai făcut o neputincioasă. Bucură-te că la fel cu Avram ți-ai lăsat patria și părinții. Bucură-te că te-ai sărăjluit în pământul făgăduinței. Bucură-te stejar cu umbră dumnezeiască, bucură-te că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească.
Bucură-te că ți-ai jertfit viața ca un alt Isaac. Bucură-te că ai înălțat cugetul minții tale către Dumnezeu. Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie. Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie. Condacul al treilea. Putere cerească umbrin sfintele tale moaște, o Sfinte Părinte, ca dintr-un soare slobozește razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele și pe toți de bol tămăduind cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Icosul al treilea. Având noi rac la cinstitelor tale moaște cuvioase, Părinte, ca la un izvor de daruri, toți cu credință alergăm, pentru care izbăvește-ne, Sfinte, de cei ce ne tulbură pe noi ca neîncetat să zicem: Bucură-te, Cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor! Bucură-te, Cel ce ai biruit pe demonul întunericului! Bucură-te că ne-ai izbăvit pe noi din robie precum Avram pe Lot! Bucură-te că pe fiii Agarei cu totul i-ai izgonit! Bucură-te că pe noi, ca pe alt Isaac, ne faci moștenitori! Bucură-te că pe Ismail, cel necredincios, l-ai izgonit ca pe un împotrivitor! Bucură-te că la fel ca Lot te-ai suit în munții faptelor bune! Bucură-te că te-ai arătat multora temei de împăcare! Bucură-te că nu te-ai lăsat prins în gomora patimilor! Bucură-te că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor! Bucură-te că nu te-ai uitat la cele de jos! Bucură-te că prin buna veche ai slujit lui Hristos! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al patrulea. Vifor de multe ispite și furtuni de multe nevoi, învăluindu-ne pe noi, Sfinte, cu credință alergăm la tine ca prin rugăciunile tale să le prefaci pe toate în bună liniște și astfel prin tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Icosul al patrulea. Auzit am, Sfinte Părinte, de viața ta cea dumnezeiască, văzut am și minunile tale și îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce ne arăți în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ție unele ca acestea. Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor, bucură-te izbăvirea îndrăciților, bucură-te întărirea bătrânilor, bucură-te învățătorul tinerilor, bucură-te îmbrăcămintea celor fără de îndrăzneală, bucură-te mângâierea celor întristați, bucură-te grabnic ascultător al celor ce te roagă, bucură-te totdeauna izbăvitor al celor ce sunt în primejdii, bucură-te temei întăritor al credinței noastre, bucură-te noul învățător al vieții celei curate, bucură-te că ai slujit lui Dumnezeu cu bunăvoire, bucură-te că te-ai asemănat lui prin buna ta viețuire. Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al cincilea. Cale de Dumnezeu umblată, arătându-ne nouă cu suferințele vieții tale sfinte, pe toți ne înveți ca prin înțelepciune și cu a Duhului curăție, slujind lui Dumnezeu, să cântăm lui Aliluia! Aliluia! Icosul al cincilea. Văzând, Sfinte Dimitrie, locuitorii din Basarab, lumină în apa lomului, au socotit că este o comoară. Dar după ce au scos sfintele tale moaște, văzând că faci minuni și izvorăști tămăduiri tuturor, spăimântându-se toți, greiau către tine unele ca acestea. Bucură-te, comoară din Basarab, bucură-te, Cel ce ai sfințit apa lomului! Bucură-te că jugul cel ușor al Domnului pe umeri ai luat! Bucură-te că pe acesta ușor tuturor l-ai arătat! Bucură-te, o drazdă frumoasă a peșterii celei sfinte, bucură-te, dreptul îndrumător al celor cu bună minte! Bucură-te, izbăvitorul fetei celei îndrăcite! Bucură-te, veseria părinților ei cea nepovestită!
Bucură-te întărirea surorilor celor cu bună cucernicie. Bucură-te că prin tine s-a învățat a cinsti cele de evlavie. Bucură-te îndreptătorului Lavrente cel fără socoteală. Bucură-te că pe toți îi înveți a fi către tine cu sfială. Bucură-te, făcătorule de minuni sfinte, Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al VI-lea. Mărturisitorii de Hristos, fii tăi duhovnicești, sunt martorii minunilor tale, sfinte Părinte! Pentru aceasta daruri de mulțumire cu netăcute glasuri lui Dumnezeu înălțăm cântându-i Aliluia. Aliluia. Icosul al VI-lea. Strălucind în pământul nostru, ai gonit întunericul păgânătății, că stăpânirea lui nerăbdând venirea ta a căzut. Iar cei ce ne-am izbăvit de acesta, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, surpătorul păgânătății, bucură-te, sprijinitorul creștinătății, bucură-te că la fel cu Moise ții toiagul crucii. Bucură-te că ne arăți nouă semnele biruinței, bucură-te că pe faraon cel nevăzut l-ai înecat în marea lacrimilor tale. Bucură-te că pe cel văzut îl îngropi în strălucirea isprăvilor tale. Bucură-te, stâlp de foc al credinței, bucură-te că ne povățuiești în pământul făgăduinței. Bucură-te, noră coros și cu bună umbrire, bucură-te că trăim în țara noastră sub buna ta ocrotire. Bucură-te că ne hrănești în lipsă cu destulare, bucură-te că în toată vremea ne dai ajutor cu belșugare. Bucură-te, făcătorule de minuni sfinte, Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al VII-lea. Voind Dumnezeu a ne mângâia pentru multe nevoi și necazuri, te-a dat nouă ocrotitor, dar noi te cunoaștem pe tine și Părinte și de minuni făcător. Pentru aceasta, mulțumind pentru bunătatea cea negrăită, îi cântăm lui Aliluia. Aliluia. Icosul al VII-lea. Arătata făptură nouă, trimițându-te făcătorul pe tine la noi, cei ce suntem făcuți de dânsul, că focul războiului și al robiei s-a stins, pe vrăjmaș cu rușine i-a întors și boala ciumii ca un fum a pierit. Iar noi, cei izbăviți de acestea, ne înceta grăimție. Bucură-te râvnitor ca un altilie, bucură-te că la fel cu acela ai locuit în pustie. Bucură-te că ai biruit pe prorocul înșelăciunii, bucură-te că s-au rușinat împletitorii minciunii. Bucură-te că ai potolit flacăra războiului cea stricătoare, bucură-te că încetezi toată boala cea vătămătoare. Bucură-te că prin tine câștigăm ploi la vreme potrivită, bucură-te că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase. Bucură-te cel ce ți-ai lucrat comoara faptelor celor bune. Bucură-te că prin ea te-ai suit la înălțime, bucură-te că nu îmbrăcă mintea, ci trupul tău ne-ai lăsat nouă. Bucură-te că prin el dobândim cele trebuitoare nouă. Bucură-te, făcătorule de minuni sfinte, Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al VIII-lea. Văzând viața străină să ne străinăm din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta Sfântului Dumnezeu Dimitrie a viețuit cu înstrăinare ca să ne învețe El pe noi a urma vieții Lui, și trăgându-ne mintea la înălțime să cântăm lui Dumnezeu Aliluia. Aliluia. Icosul al VIII-lea. Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nici de cum nu ai dezlipit-o de la cele de sus, că uitând de trupul tău și de lume ai birui pe demon, și acum, făcându-te părtaș cereștilor bunătății, roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea. Bucură-te, minte cerească și înainte văzătoare! Bucură-te, voință de daruri duhovnicești primitoare! Bucură-te, Samuile preasfințite!
Bucură-te, prea blândule Davide! Bucură-te că te-ai făcut sabia a Domnului cu două ascuțișuri! Bucură-te că ai tăiat cu ea pe Goliat cel cu multe împletituri! Bucură-te că prin voința minții tale ai slujit lui Dumnezeu! Bucură-te că sufletul tău curat le-ai dat ziditorului tău! Bucură-te, risipitorule, a multe feluri de boli! Bucură-te, purtătorule de biruința asupra patimilor! Bucură-te că ne arăți calea către împărăția cea nesfârșită! Bucură-te că prin tine câștigăm bunătățile cele nădăjduite! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al nouălea. Toată adunarea creștinească venind să cădem la bineplăcutul lui Dumnezeu Sfântul Dimitrie, bogații la cel sărac cu Duhul, săracii la îmbogățitorul, sănătoșii la păzitorul, bolnavii la doctorul cel fără de plată, drepții la îndreptătorul și păcătoșii la îndrumătorul și dinpreună toți să cântăm lui Dumnezeu Aliluia. Aliluia. Icosul al nouălea. Retorii cei meșteri la cuvânt se arată față de tine a fi ca niște muți, când nu pricep să spună în ce chip cinstitele tale moaște, rămânând nestricate, izvorăsc acum bună mireasmă și tămăduiri de tot felul, iar noi privind o taină ca aceasta grăim către tine. Bucură-te, apostolul și propovăduitorul nostru, bucură-te, dascălul și îndrumătorul nostru, bucură-te că prin fapte ai propovăduit tu pe Hristos, bucură-te că te-ai făcut chip pocăinței de obște și de folos, bucură-te, luminătorule strălucit, bucură-te, mângâierea cea gravnică a celor în primejdie, bucură-te că trupul tău ne-ai lăsat nouă ca un adăpost sfințit, bucură-te că întâmpinând moaștele tale săltăm cu Duhul, bucură-te că sărutându-le luăm binecuvântare, bucură-te că atingându-le ne umplem de sfințenie, bucură-te că apropiindu-ne de dânsele de bol ne tămăduim, bucură-te că închinându-ne lor din primejdii ne izbăvim, bucură-te făcătorile de minuni Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te făcătorile de minuni! Sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al zecelea. Vrând făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea vrăjmașului, te-a trimis ca pe un apostol la noi, ca prin tine să învățăm să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin viață curată, apropiindu-ne de Dumnezeu să-i cântăm Aliluia! Aliluia! Icosul al zecelea. Zidești credincioșilor și tu neclintit tuturor celor ce se reazmă de tine, căci făcătorul cerului și al pământului te-a făcut pe tine încăpător de daruri duhovnicești. Pentru aceasta, ca la un reazem tare, alergăm noi și cu bună nădejde grăimții acestea. Bucură-te omului Dumnezeu! Bucură-te împlinitorul poruncilor lui, bucură-te întărirea credinței celei drepte, bucură-te icoană însuflețită a vieții celei curate, bucură-te stâlp de sprijinire în primejdii, bucură-te reazem neclintit al nădejdii, bucură-te că ai dat înșelăciunea la ivială, bucură-te că ne-ai scăpat de primejdii cu multă îndrăzneală, bucură-te că în ceruri locuind vezi pe Dumnezeu, bucură-te că acolo viețuinte desfătezi într-o bucuria Lui. Bucură-te că împărățești într-o cele de sus, bucură-te că de acolo privești la noi spre cei de jos. Bucură-te, făcătorile de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorile de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Condacul al 11-lea. Cântări și mulțumiri din tot sufletul aducem prin tine lui Dumnezeu, Sfinte Părinte, pe care primindu-le roagă dinpreună cu toată ceata cuvioșilor pe blândul Iisus, să ne dăruiască iertare, dezlegare de păcate și milă în ziua judecății, nouă celor ce cântăm lui Aliluia.
Icosul al 11-lea. Făclie purtătoare de lumină ești între preacuvioși și împreună locuitor cu toți sfinții. Drept aceasta se bucură de tine, Sfinte Dimitrie, și Tatăl Ceresc împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Iar noi cu credință, privind acestea, grăim către tine. Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioșilor, bucură-te, nevoința cea cosârdie a pusnicilor. Bucură-te dinpreună următorule cu marele Antonie. Bucură-te împreună la obicei cu Onufrie, bucură-te cel împreună cu Pavel Tebeu la săvârșirea nevoințelor. Bucură-te, Pavele, cu nevinovăția și cu facerea minunilor. Bucură-te cu Amon, cu Ahila și cu Agatonie. Bucură-te cu Antim, cu Amonata și cu Amonie. Bucură-te împreună cu Grigorie de Capolitul. Bucură-te cu Părintele nostru Nicodim cel Sfințit. Bucură-te, Părinte al nostru, cel totdeauna folositor. Bucură-te, Izbăvitorul nostru, cel grabnic ajutător. Bucură-te, Făcătorule de minuni sfinte, Părinte Dimitrie. Bucură-te, Făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie. Condacul al 12-lea. Hristoase împărate, primește pe mijlocitorul nostru și împlinitorul poruncilor tale, care se roagă ție ca să dai bisericii tale unire, pace adâncă la toată lumea și stingerea dezbinărilor, să nu ne dai vrăjmașilor noștri nici cu mânia ta să ne pierzi pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi poporul Tău suntem, de la care auzi Aliluia. Aliluia. Icosul al 12-lea. Cântând împreună cu îngerii, cu cuvioșii și cu toți sfinții înaintea Sfintei Trăimi, pomenește-ne și pe noi cei ce alergăm la Tine, Sfinte, ca izbăvindu-ne de toate ispitele și de împărăția cerească învrednicindu-ne, să grăim ție unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar ceresc al lui Dumnezeu, bucură-te, diamant luminos al răbdării, bucură-te, floarea cea neveștejită a raiului, bucură-te, tămâia cea cu bun miros a darului, bucură-te, smirnă duovnicească cu lină îmbălsămare, bucură-te, mir ceresc care ne umpli pe noi de bună mireasmă, bucură-te, vas plin de bunătate nemuritoare, bucură-te, baie, de toată nevoia curățitoare! Bucură-te, o cârmuitorul celor ce înnoată marea vieții acesteia! Bucură-te, îndrumătorul celor ce stăpânesc cu bună dreptate! Bucură-te, tămăduirea cea dorită a trupurilor noastre! Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre! Bucură-te, făcătorule de minuni sfinte, Părinte Dimitrie! Bucură-te, Făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie. Condacul al 13-lea. O preacuvioase Părinte, purtătorule de Dumnezeu Sfinte Dimitrie, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăvește din toată nevoia și scapă din chinul ce va să fie, pe toți cei ce cântă lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia, Aliluia, Aliluia. O preacuvioase Părinte, purtătorile de Dumnezeu, Sfinte Dimitrie, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăvește din toată nevoia și scapă din chinul ce va să fie, pe toți cei ce cântă lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. O preacuvioase Părinte, purtătorile de Dumnezeu, Sfinte Dimitrie, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăvește din toată nevoia și scapă din chinul ce va să fie, pe toți cei ce cântă lui Dumnezeu, aliluia, aliluia, aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. După aceea se zice iarăși cosul întâi. Îngerii cei din ceruri s-au mirat de tine, Părinte Dimitrie, îngerul cel pământesc,
văzându-te cum întru fiind ai birui pe demonul cel fără de trup și de minunile tale spăimântându-se au stat cântându-ți unele ca acestea. Bucură-te cel ce ești om ceresc, bucură-te cel ce ai fost înger pământesc, bucură-te că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoșească, bucură-te că ai viețuit mai presus de fire și de om. Bucură-te că prin smerenie cele înalte ai dobândit, bucură-te că pe vrăjmaș lezne l-ai biruit. Bucură-te că la fel cu Abel jertfe prin rugăciune ai înălțat. Bucură-te cel ce trupul tău rob Duhului l-ai făcut. Bucură-te cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească, bucură-te cel ce te-ai suit la înălțimea cea cerească. Bucură-te săditorile de vie duhovnicească, bucură-te cel ce câștigi tuturor pocăință ca să se mântuiască. Bucură-te făcătorile de minuni sfinte părinte Dimitrie. Bucură-te făcătorile de minuni sfinte părinte Dimitrie. Condacul întâi, apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laudă de mulțumire aducem ție noi nevrednici, și ca cel ce ești minunat și prea milostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ție. Bucură-te, făcătorule de minuni sfinte părinte Dimitrie! Bucură-te, făcătorule de minuni! Sfinte Părinte Dimitrie! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta rugăm, ne ți auzi-ne și ne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Patriarh, Mitropolit, Episcop, Preos, Diacon, Clerul Bisericii și Monahal, pe tot poporul Dumnezeu necăjit și întristat, care trebuință de milă și ajutorul lui Dumnezeu. Pe toți care au ascultat acest acatist închinat Sfântului Dimitrie, ocrotitorul românilor, împreună cu toți cei din casa și familiilor și pentru casele siertelor și nouă tuturor, toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, dânădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită de viață făcătoarei cruși, cu rugăciunile Sfinților slăvitelor puteri cerești, cu rugăciunile Sfinților slăviților întru tot răudaților apostoli ale preacuvioșilor și dumnezeputor părinții ai noștri, cu rugăciunile Sfântului cuvios Dimitrie cel nou Basarabov, cu rugăciunile Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.